Medicul Carmen Dorobăț este de asemenea în legătură directă cu noi, pentru că aș fi vrut să vă întreb, doamna doctor, ce facem dacă le avem pe toate, pentru că s-au mai văzut cazuri, adică în același timp și COVID și gripa A sau și COVID și gripa B și așa mai departe. Bună ziua, iată un început de an care debutează cu acest val de viroze. În momentul în care și există această posibilitate, avem o infecție mixtă, cum spunem noi, de exemplu, virus gripal și coronavirus, atunci este ușor de înțeles că avem o dublă agresiune la nivelul aparatului respirator. Și această dublă agresiune la aparatul respirator, chiar dacă cele două virusuri acționează intim, ca să spun așa, prin mecanisme deosebite, va duce la un val inflamator deosebit de important, val inflamator care va determina simptomele de care dumneavoastră deja ați pomenit și sigur va trebui să avem sfatul medicului de familie sau la camera de gardă și nu neapărat atunci când avem 39 de grade, pentru că sunt persoane cu o serie de boli care nu fac această temperatură din cauza patologiei asociate și atunci în momentul în care ne simțim rău, în momentul în care vedem că starea generală este afectată, trebuie să luăm legătura cu medicul de gardă sau medicul de familie. Sigure sunt acele teste pe care le găsim în momentul de față în farmacii? Există teste rapide care, după experiența mea din ultimele două luni, sunt bune din punct de vedere medical, în sensul că dau rezultate pozitive adevărate, rata de fals pozitivitate este mică și sunt teste care au în același timp posibilitatea de determinare pentru gripă și pentru coronavirus și în felul acesta cu o singură determinare putem să elucidăm dacă este vorba de gripă și de aici tratament, dacă este vorba despre coronavirus, sigur de aici tratamentul specific pentru coronavirus. Mulțumesc foarte mult, doamna.